Salutare, Sorin aici și bun venit la Tech Weekend. Avem niște știri interesante săptămâna asta. S-au întâmplat chiar niște chestii foarte tari. hai să trecem direct în prima știre, probabil și cea mai uh, interesantă. Open AI, creatorul lui ChatGPT, faimosul ChatGPT, uh, a scos iară ceva, na, e pe cale să scoată ceva uluitor din nou încă nu avem acces la asta, dar practic or scos Sora, care e un model ce din niște text scoate direct un video. Mai există chestii de genul ăsta într-adevăr, dar nu la fidelitatea asta. Cei de la OpenAI au pus aici pe pagină multiple videori, cum e și asta cu femeia care se plimbă prin Tokyo. Au pus inclusiv promptul pe care l-au folosit. Și rezultatele sunt efective, spectaculoase pentru nivelul la care e tehnologia. Dacă te uiți atent, observi probleme. La prima vedere, sau pentru cineva care nu prea a interacționat cu toată chestia asta cu AI, arată super realist. Dacă ne reuităm la video, vedem, uite, de exemplu, pe acolo care plutește, efectiv parca și nu știu ce poartă. Reflexiile cumva s acadează, ea nu s acadează în timp ce se plimbă. Și tot felul de chestii, uite. Nu știu dacă s-au văzut, dar efectiv s reflexia. Sunt detalii mici după care trebuie să știți să te uiți. La fel cum se știe și că ai de obicei o dăm bară cu mâinile, realizarea corectă a mâinilor, a poziției lor sau a numărului de degete uneori și etică. Dar chestia asta, faptul că poți să obții astfel de videouri doar scriind un paragraf de text e ceva ce are potențial să schimbe multe. Mă gândesc că în prima fază până devine mult mai bun toată tehnologia asta va mușca mai mult din piața de stock footage într-o într oarecare măsură. Dacă stai și te gândești, la ce mai am nevoie, uite, de să descarc de pe o platformă unde trebuie să plătesc niște videouri stock care nu mă interesează ce fel de munți, ce fel de apă, unde îi, ce efectiv să fie ceva reprezentativ, că e un video de fundal sau folosit temiri pe unde. Generezi ceva de genul și gata. Dacă scrii promptul bine, poate va fi și cât de cât unic sau super detaliat sau fix cu detaliul ăla pe care îl vrei tu. Nici nu mai trebuie să stai să cauți atâta pe timiri portale. Capabilitățile sunt destul de wow. Și aici cu moțunachile astea. Foarte interesant. Nu no, ei au mai multe demo-uri, o să găsești pe articolul scris. Uh, din descriere și linkul către pagina asta sau efectiv openaicom sora uh, na, e o tehnologie super interesantă și efectiv uh, na, zic ei sunt complet needitate videole, adică ce a scos aiu mai mult ca sigur va fi îți dai seama cenzurat încât să nu poți să faci chiar ce te tai capul cu el. Adică nu o să poți să-ți faci propriile deepfake-uri cum vezi pe YouTube, dar o să poți să faci chestii destul de interesante. Uite aici o piață, adică la prima vedere e foarte greu să distingi că nu e real tot. Trebuie să te uiți foarte atent, Uite, cum varia proporția mâinii, un pic ciudat, în timp ce se mișca cadru. Trebuie să știi pe ce să te uiți, să reanalizezi, dar dacă e un spot rapid publicitar, nu știu câte lume o să reanalizeze de o mie de ori spotul ăla. De aia, ce fac ăștia de la OpenAI, ui... E ceva foarte interesant. O să aibă un impact mare. Deci asta cu mașina pare ca dintr-un joc, dacă stai să o iei, dar... Uh, e totuși... Foarte, foarte realist. Aici nu mai vorbim din nou. Dubios într-un fel. Sau exact ce ziceam, footage stock. Dăm -mi și mie o ruină la și -o apă și te mirce. N-ai cum, adică e perfect ca să fie pe un fundal de prezentare la un, nu știu, website de booking, travel și alte chestii. Da, e chestia asta când se va maturiza și va avea lumea acces la ea, probabil uh, va ajuta să avanseze mult atât partea creativă cât și toată industria de advertising, mă gândesc. Deci asta cu câinele. Sunt mici chestii aici, mai nenaturale, dar... Uh, nu. Nu știu cât sunt atenți la micile detalii din nou, Știi, Când vezi un clip publicitar care poate tot clipul are 15 secunde. Ceva de genul ca să fure ochiul sau așa. Nu. No. Vom după cum ziceam. Și ei zic că toate videourile de pe pagină au fost generate direct de Sora, fără modificări. Nu, no, vom vedea. Rămânem tot în sfera cu AI și cei de la Google au introdus Gemini 1.5 care îmbunătățește performanța și cel mai interesant e că adaugă un context mai mare câte tokenuri cine minte. Uh, ei zic că până la un milion de tokenuri. Ca să-ți faci o idee, un token e vreo 4 caractere iar chat GPT era 4 turbo, uite, pe la 128 de mii de tokenuri. Asta practic îți permite să ai conversații mai lungi cu AI, sau să-i dai instrucțiuni mai lungi și el să le și țină minte. Nu știu dacă ai o conversație, dau un exemplu, na, cam cum ar veni în CGPT, ai o conversație mai lungă, încerci să te ajute să debugui eu știu ce cod sau să rezolvi o problemă, nu mai uită detalii pe mai uit așa repede detalii pe măsură ce înaintez în conversație, în sensul că poate să vadă mai mult din istoric, să țină cont de mai multe detalii, fișiere dacă îi dai. În cazul lui Gemini se laudă și că poate să înțeleagă videouri, uite de până la o oră, e foarte interesant unde ajungem și contextul ăsta mai mare și dacă chiar se îmbunătățește și performanța, e acum zic, nu uite că vezi, doamne, raționalizează mai bine modelul, foarte sofisticat, va trebui să vedem exact și versus GPT-4 cât de bine se descurcă cu diverse probleme, dar mărirea de context, de fereastră de context, până la un milion de tokenuri, e binevenită, mai ales dacă ne gândim la chestii precum, nu știu, personalizarea unui AI, cum ceva similar cum fac GPT-urile de la OpenAI, în cazul în care îi dai tu niște instrucțiuni și să te mai ajute și el pe partea de generare idei noi, ținând cont de ce instrucțiuni dai și etc. E o chestie care, e clar, un pas înainte spre direcția cea bună, dar rămâne de văzut în ceea ce privește Gemini 1.5 ce poate să facă. M-am jucat și eu o leacă cu varianta gratuită de la Gemini n-am rămas impresionat sau cel puțin am avut răbdarea să-l testez atât de mult cât am lucrat cu cea GPT, căci, na, cei drept l-am folosit mai mult pe ăla. Și l-am întrebat mai multe lucruri, dar sumar din ce am încercat n-am fost impresionat. Și nici n-am avut când să testez varianta plătită de la Gemini ca să pot să-i compar cum trebuie. Dar, na, mai mult ca sigur, comunitatea va face diverse teste și vom reuși să vedem în săptămânile ce vin. Uh, niște teste concrete între Gemini 1.5 Pro și cea GPT-4. Atât uh, la nivel normal ce face un user, dar cât și pentru developeri. Uh, următoarea chestie, uh, fanii Dune probabil vor fi destul de fericiți că în Microsoft Flight Simulator uh, te poți primba prin lumea SF din Arrakis. Arac e un DLC gratuit, ai aici și un video. La fel, link o să fie în uh, descriere. Pentru fanii Universului Dune, super interesant. O știre un pic mai amuzantă. Niște furnici uh, au invadat sistemul unui uh, utilizator, mâncând uh, pasta termică și uh, thermal pad-urile. Aparent, sunt furnici cunoscute ca fiind atrase de uh, electronice. Plavă Domnului pe la noi prin țară nu există așa ceva sau na, nu încă. Da, e o întâmplare amuzantă să na, te trezești că ai probleme cu supraîncălzirea sistemului din cazul că o dată ta cu furnicile. E, e o treabă. <laughs> uh, na, UE a descoperit că a făcut un studiu cum că 80% din influencer nu Zic cum trebuie faptul, nu arată cum trebuie faptul că sunt uh, plătit să facă reclamă. Uh, o să aflăm mâine că lumea minte și poi mâine că cerul e albastru. Era clar că mulți nu. Na, e La mintea cocoșului, dacă te uiți atent, cine marchează? Prea puțin marchează corect publicitatea și când o fac sau nu o fac mereu. Da, îi de citit aici, e interesant, e bine pe de-o parte, adică trebuie făcute chestiile astea, dar îi un pic așa... E ciudat cât de încet se mișcă legiuitorul când vine vorba de mediu online, e mereu în urmă. Vezi și cu ai încă se lucrează, încă se așa. Durează până se pun toate și... Na, normal că se profită de găurile astea în legi sau chestii care nu-s bine verificate, nimeni nu dau amenzi sau și dacă dau, n-au legile, dacă ar vrea să dea, n-au legile care trebuie. E o discuție lungă, dar în principal probabil se vor lua acțiuni la un moment dat. Dar na, acum știm că majoritatea nu arată corect faptul că sunt plătiți să facă reclame la diverse produse. Cam știam, hai să fim serioși. Fedora introduce Atomic Desktops, na, nu e o chestie nouă, acum vreo 10 ani eu mai zis asta uh, și na, practic vor să facă, uh, au mai multe spin-off-uri la Silverblue Blue și Kinoid, ori lăsat uh, fără denumirea de Atomic, dar fac parte din Atomic Desktops, dar mai mult ca sigur din cauza de branding, că Silver Blue de exemplu e destul de cunoscut toată treaba asta cu Atomic efectiv se laudă că e ca un întreg sistem de operare. Nu se aplică dacă ceva nu mere sol. Un fel de siguranță cum că orice ar fi ai un calculator care funcționează. Fedora Silver Blue fiind practic un sistem de operare neschimbător, immutable, în sensul că core-ul e read-only, bine, există metode de a schimba treaba asta, dar nu atunci este să mai pune Silver Blue. E, e, interesant, e bine că se insistă pe treaba asta. E o parte de nișă, nu, pe, nu pentru toată lumea un astfel de sistem de operare. Adică, na, mulți nu agrează Linux, dar pe un Linux imutabil, care oricum aduce alte complicații. Dar e bine că se fac pași în direcția asta pentru că de, exact ca la Windows, să-ți dea crash un update e oribil și dacă ceva de genul, precum o distribuție atomică, reușește să ți asigure mereu că orice ar fi, ai un calculator care merge și nu te trezești cu erori dubioase, care, hai să fim sinceri, cel puțin în momentul de față, sunt mult mai greu de uh, rezolvat pe Linux. Ori ai nevoie de engleză foarte bună, ori nu s-o mai lovi nimeni dacă ești pe ceva precum e Fedora, chiar nu cu kerneluri foarte noi și ai hardware-te mirce, ori efectiv ai probleme dubioase, cum ar fi ce mai fac Nvidia cu driverele lor, că uneori se hotărăsc, na, iau niște decizii așa și așa. așa. Na, e un pas în direcția bună și Fedora e o distribuție foarte ok și foarte stabilă dacă vrei, na, un fel de mix între stabilitate și cei cel mai nou. Da, și cei de la 9to5 Linux au scris mai multe detalii. O să fie un link. Și cam atât pentru săptămâna asta. Ne vedem în următorul video. Salut!